Neața lumei, ai ieșit episodul la Demon Slayer și își mea de tot pentru că începe bătaia. După, de fapt, nu poți să-și că după trei episoade în care nu s-a întâmplat nimic, ăsta e al treilea episod și se întâmplă ceva. Haide să începem. Începutul, care e la din episodul trecut. Iori Type 0 vs. Tanjiro și dă asta mare bucată și rupe capul și ia să sabia. zic ăștia, nii, bă, sabie de acum 300 de ani, hai să ne jucăm cu ea. Ăsta băiatul îi zice, bă, Tanjiro, știi că tot ce tu că vrei sabie, vrei sabie. E, ia -o pe sabia asta. Nu, bă, n-aș putea, <laughs> zice Tanjiro. Sabile făcute în perioada Sengoku, își cele mai bune săbii făcute Vreodată. Nu mă, nu, n-aș putea zice Tanjiro. Ia mă că tu ai găsit-o, dacă nu venei tu aici să, să ne spargi păpușa, n cum să găsești. Hai măcar să scoate să ne uităm la ea. Bă, da, nu zic hai să vedem. Scoate sabia și ruginită. După cum te-ai așteptat 300 de ani, a atacat-o rugina. Era de așteptat, a trecut 300 de ani și n-a îngrijit-o nimeni. E ok, ok, nu-mi pare rău, zice Tanjiro, dar cu lacrimi crimin ochii, plângea săracul. <laughs> cu toți era curios să vedem cum arată sabia aia. Mai ales Tanjiro, săracul, care el chiar avea nevoie de o sabie. Și dintr-o dată apare Haganezuka. Uite ce mă satie. Vine ăsta și le sabia și trage cu tanjiro de ea. Ăsta dăm -mi sabia mie. Bă, de ce să ți o dăm ție? Dăm o sabia mie. De ce să ți o dăm ție? Și tot așa. Bă, eu am venit să te văd Haganezuka. Unde ai fost până acum? Nu vrea să explice. Și eu ia ăsta și aruncă, că e și mare, e mult mai mare decât ei. Așa <laughs> apoi apare ăsta și zice: "Bă, vedeți că punctul slab al lui Haganezuka e gâdilatul. Începe să-l gâdile pe ăsta și adorme că mereu somn după ce, după ce îl gândi la. Și începe asta să explice, în timp ce cotețul parcă îl chema pe copil, arunca cu bolovan în el și îi zice asta, băi, iartă-l pe Haganezuca, dar a plecat să se antreneze ca să-ți facă o sabie mai puternică. Că nație, mereu ți se, ți se, sparge sabia. Pentru mine, zice Tanjiro, da mă pentru tine, că el și așa pierde clienți. <laughs> Ia mă că pierde clienți. Majoritatea spadasinilor nu-l plac. Apoi la ce personalitate are mai temiri. Și învie. <laughs> învie ăsta, când nimă în viață. Și zice, o să iau eu sabie aia și folosind abilitățile mele, o să o refac. Păi de ce ai așa de la început? Ce ai zis, mă, copile, le-a pe asta pe sus? Și apoi iar îl gândi ăștia ca să-l calmeze. Și de Haga ca altă sabie, zice, bă, dă-mi mie pe asta să o repar și ia-o tu pe asta. Și apoi sărim în altă parte, vedem pe Tanjiro cu mânca și zice că arta lui de reparat săbii atât de brutal încât unii oameni au și murit, îți dai seama. Și Tanjiro tot vorbea aici, în timp ce genia zi, zice, bă, the fuck do I care, știi ce-mi pasă mie, pleacă de aici. Nu te-a nimeni nimic și tu acum ce să-mi povestești povestea vieții tale. Ce? Dar nu suntem prieteni, amice. Nu, nu suntem prieteni. Aici zici că se ceartă Decu cu Bakugo. Bă, uita că mi-ai rupt mâna atunci. Mai țineți minte la selecția finală acum, în primul sezon. Dar nu este vina mea, să știi, este vina ta pentru că ai dat în tipa aia. Bă? Trufecta adevărat aici. Îți dau biscuitele astea dacă ești cu minte. <gântu -i> nu vreau, lasă mă în pace. Dar nu ți-ai pierdut un dinte. Nu mi-am pierdut mai niciun dinte, ți-ai imaginat tu. Nu, nu mi-am imaginat. Uite, am dintele aici. Bă, ăsta i-a dintele de atunci. Vei și zice, de ce n-ai bala ai luat și faci cu el lol? Păi, da, m-am gândit că poate strebe. <gântu -i> da, mă, că și lua și-l punea la voi. Și l scoate ăsta din cameră. Apoi era cu nezul că îi împletea părul. Vorbea cu ea, zice, bă, dar de ce o fi genia asta supăra? Cred că de foame. Trebuie să mergem să-i dăm niște mâncare. Mergem dimineața să-i ducem micul dejun. Înțeles că nezul cu aprobă tot ce e ce tangiro. Îi face părul și zice, uite-mă, acum e același păr ca miturii ca roji, ca e mare fană. Și se uită pe geam, zice, bă, ce frumoasă e luna, apropo de lună, hăl pe plebul ăsta care cobora pe scări. Și zice, hm, poate am stat puțin prea mult să fac baie în această seară. Deja, trigger words, știm cu toți ce urmează, mai ales acum când vedem această vază. Zice, hm, ce e cu această vază? Cine ar pune o vază aici? Un demon superior, dar las că o să afli în 10 secunde. Ia să demonul și lea și îl bag în vază. Și după aia scoate din vază, făcut cum e făcut aici. Și zice asta, bă, n-a fost o gustare tocmai bună, dar asta este. Dacă le distrugem satul la fraier, 100% o să avem un avantaj. Oh, și ce avantaj. Îl și pe ăsta celălalt, zice, trebuie să mă grăbesc. Datorită lui Ghiocu, am găsit satul, dar șeful meu este supărat, muzanelu. Ziceți voi dacă nu ăsta arată cel mai demon dintre toți demonii de până acum, adică are fix fața. Apoi îl vedem pe Genia care se duce să și ia sabia și atât, asta e tot, tot șpilul. Apoi îl vedem pe Muichiro care vine și îl trezește pe Tanjiro. Zice, a, alo, alo, domnule tot ce s-a întâmplat? Mai ai zis, tras de nas? Da, te-am tras de nas și ți-a luat cam mult să reacționezi. Păi na, dacă n-ai venit cu rea intenție, n-am avut de ce să mă panichez. Karamori este noul meu fierar. Și trebuie să mă duc după el să-mi facă sabia. A, păi șmecher atunci, zice Tanjiro, hai că vin și eu cu tine. Păi, dar ce spasă să ție despre alți oameni? Păi, de fiecare dată când faci ceva pentru cineva, de obicei, acel ajutor ți se întoarce înapoi cumva. Și la spar pe Muichiro, bă, uite-te la zice, bă, date încolo, nu crei mai deschis ceacrele. Ce ai zis? Mai zi o dată. Și când să mai zic o dată, se ridică Nezuko, îi dă mare cap în barbă, Nezuko super hype. Zice asta, mă, dar dubioasă creatură. În ce sens? Mă, nu știu. Mi se pare că am mai întâlnit fata asta vreodată. Da, la întâlnirea Hashira în primul sezon. <gânt> și lăsând gluma la o parte, ia le pe băiatul ăsta, le intră demonul peste ei, bro. Și ceea ce este foarte impresionant aici, aș trebuie să înțelegeți, Tanjiro miroase. Băi, Maxa pe miros simte demonii de la măsa din praznic. demoni plebi. Asta e de rang superior. Muichiro Tokito. Hashira, genial. Prodigy Kid. Nu l-a simțit. Nimeni nu l-a simțit pe ăsta până n-a vrut el să se facă simțit. Deci demonul ăsta nu-i de joacă cu el, asta vreau să vă zic. Pare el plebi dar nu e. Din moment ce a putut să se miște atât de repede fără să bage ăștia de seamă. Că și zice Tanjiro, bă, cum naiba de am simțit, fără îndoială, ăsta este un demon de rang superior. Muichiro nu stă pe gânduri. Direct Mist Breathing a patra formă, doar că ăsta sare pe tavan. Zice, bă, nu mai dați să mine este răuți, nu v-am făcut nimic. Mai deocamdată, da. Tanjiro zice, băi, nu mă voi lăsa păcăli de cuvintele tale. Asta sigur a mâncat o grămadă de oameni că altfel n-ar fi putut să se ferească de atacul lui Și Tanjiro începe cu Hinokami Kagura, se ferește ăla, se bagă como mă. Dintre ăștia doi, Hashira, Tanjiro, Jiro. Bine, Nezuko și dă un picior, singura care a reușit să facă ceva. Îi dă un picior la fraier și după aia, două secunde mai târziu, ia capul Muichiro. Și te a gândit, hei, Nice fight! Hai cu sezonul 4 la Demon Slate. Doar că se gândește Tanjiro, bă, stai că noi am mai avut demon din ăștia superiori pe care i-am executat așa și nu s-a întâmplat nimic. Eu zice el Tokito, bă, nu -ți lăsa garda jos, îți șanse ca fraierul să nu moară după ce e la capul. E, și aici asta se transformă în titanul de atac al lui Eren, după cum puteți observa din poziția asta. Bă, cam seamănă cu titanul ăla, dacă cea și tata era de gaut. Dintr-o dată, doi demoni. Ăla fără cap i-a crescut capul și ăla fără corp i-a crescut corpul. <laughs> Easy. Și când se dea în el ăsta are o frunză. Hai să zicem frunză. Are o frunză frunză din asta și deodată așa în jos cu el și ia să dita mai curentul de aer aruncă în Bosnia. Norocul lui Tanjiro este că îl prinde a Nezuko și îl ține aceea. Și apoi vorbesc de muneștea între el, ăla de jos zice: "Bă, ce amuzantă chestie, al altul ce nu e amuzantă, tot ce simte doar furie." Că fiecare corp din ăsta reprezintă o emoție de a lui, știi, furie, caterincă și tot așa. Iar ăsta pe furie folosește ceva atac de fulger. Și timp ce ăsta aș lua deme și trăgea să moară, apare genia cu shotgun lui. Și ia capul ăsta și demonul zice: "Bă, ce tare n-am mai fost lovit cu un atac din asta, Dă, te îmi place. <gânt> mai vreau." Se bagă și ia capul și la celălalt cu sabia și îi zice asta, bă, vezi că degeaba l-ai luat capul la fraier. Nu-i pasă dacă e decapitat, ci dintr-o dată apar patru demoni. Unul care are pene și îl ia pe Tanjiro pe sus. Și Tanjiro, în timp ce zbura, îi zice lunezu că, bă, lasă, nu-ți faci grijă despre mine, vezi ce face genia. Pe păi ce să facă genia? Așa la mare sulță în stomac. Și îi zice lunezu că tu te salvează pe genia. Demonul care zbura cu el zice, bă, dar tu-ți faci griji pentru alții. La tine te gândești și începe să dea un sonic boom, ceva strigătul canarului din DC Comics. Apucă Tanjiro să-i taie piciorul, dar asta tot îl și la aruncă pe jos. Ajungând pe pământ se gândea, băi, Tanjiro, tataka, e trebuie să ne ridicăm, să mergem, să ne batem, doar că n-a avut timp să reacționeze pentru că bucata de picior care i-a rămas prinsă și-a făcut și cap. Și iar a început să tragă. Apoi sărind la Muichiro care alerga pe aici prin pădure, îl vede pe cotețul, care alerga cu un demon pește pe aici, ce un demon și copilul. copil. Nu se merită să salvez pe copilul ăla, zice. Și judecând după prezența acelui demon, nu este corpul principal, deci nu se merită să mă duc. Tosatul satul este sub atac, primarul din sat, îi primul care trebuie salvat, apoi oamenii care au talente și skill n-am de ce să mă duc. Doar că după aia și aduce aminte de ce am zis Tanjiro. Că ce faci tu pentru alții, la un moment dat o să se întoarcă să te ajute și pe tine. Și gata. Ce să mai? S-a dus la uște pe S-a băgat în fața lui și zice: "Uge amice, că stai în cale." Și așa stea episodul. Firar să fie, când devenea interesant. Dar asta e bine. E bine că a început bătălia pentru că de aici încolo nu mă o să fie până la final. Episodul care vine fight on, fight on. Tata ca e grav. Dacă vreți să vedeți reacția este pe Patreon alături de alte reacții la alte animeuri, căci avem o grămadă de animeuri și ne apucăm de o grămadă de animeuri în fiecare zi. Iar până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne de mâine cu un nou clip.